Salut, sunt Dan Moldovan și astăzi discut de o carte, după mine destul de bună, Epoca zidurilor, cum schimbă lumea barierele dintre națiuni. Barierele fizice, dar și psihice. Este scrisă de Tim Marshall, el a fost corespondent pentru tot felul de televiziuni mari din lumea asta și ziare, reviste, a lucrat și la BBC, a călătorit în toată lumea și pur și simplu face un inventar la anul 2018 a tuturor zidurilor fizice și psihice care există în lumea asta. Zidul Chinei și un zid făcut de romani în Marea Britanie sunt cele mai vechi care încă se mai văd și în ziua de astăzi, dar există altele noi care se construiesc chiar în ziua de astăzi, inclusiv în 2024. Peste tot în lume, unde există sărăcie, unde există politicieni corupți, unde nu există suficientă educație, acolo se construiesc zidurile cele mai mari. Acolo, în primul și în primul rând, se sădesc zidurile psihologice în mintea omului de către politicieni, după care ajung să fie cheltuiți bani cu grămada, care ar putea fi utilizați pentru educație, de exemplu, pentru dezvoltare, sunt cheltuiți pentru a construi ziduri. Cum s-a spune, în 2024, noi încă ne apărăm unii de alții, nu suntem suficienți de civilizați, avem nevoie de chei, de lacăte ca să încuiem mașinile, să încuiem ușile la casă când plecăm de acasă și să construim ziduri împotriva teroriștilor. Așa cum am spus, autorul face un inventar al acestor ziduri din Africa până în Europa, Asia și America și ne face și o analiză foarte bună și tragem câteva concluzii. Unde există politicieni corupți, unde nu există suficientă educație, unde nu există economie suficient de dezvoltată, acolo apar primele ziduri create în mintea omului, după care politicienii abia așteaptă să le construiască fizic, la propriu. Teroriștii ne atacă. Statisticile spun clar că majoritatea teroriștilor, cei mai mulți, intră prin intermediul ambasadelor, a consulatelor, deci ei au pașaport diplomatic, sunt finanțați de guverne și nu trebuie să treacă pe sub garduri, pe sub ziduri, să înoate și așa mai departe, cum sunt ei arătați la știri sau cum ni se prezintă situația în tot felul de campanii electorale. Ați văzut că și Israelul a creat un zid și totuși a fost zidul trecut acum câteva luni cu tot felul de aparate de zbor ușoare. Deci nu te poate apăra un zid, din contră un zid îți consumă resursele, îți creează mai departe zone de izolare între oameni, da? Deci noi ar trebui să fim cât se poate de liberi, să putem circula, asta este opinia mea, iar asemenea lucruri ar trebui să dispară. Pe lângă politicieni, din păcate, zidurile acestea sunt construite în mintea omului și de către religie. Vorba aia, să-ți iubești aproapele, din contră tu te dușmănești cu el. Eu vă invit să cumpărați cartea, să o citiți, să reflectați și vreau la urmă să vă citesc, că tot am discutat de teroriști, un lucru destul de interesant. Politicile Americii în domeniul imigrației au fost influențate și de înmulțirea actelor de terorism în SUA și în restul Occidentului. Trump a reacționat cu o poziție mai radicală decât predecesorii lui. Aplicarea statutului de persoană non-grata, zidul și hotărârea de a deporta și de a reține. Eficiența acestor măsuri este discutabilă, mai ales în cazul zidului. În primul rând, nu există nicio dovadă că teroriștii au intrat în SUA dinspre Mexic. Departamentul de Securitate Națională a făcut mai multe declarații care contrazic așa zisele amenințări venite de la Sud. De exemplu, în 2014, departamentul a insistat că nu avea nicio informație credibilă, conform căreia mai multe organizații teroriste intenționează să traverseze granița de sud-est. Sunt Dan Mulovan și vă las să reflectați la ce v-am spus.